zic că nu-i frumos. Boxa se duce direct spre tine. Mai da. Mai da. Ia vezi atunci. Sau cine? Cine zici dat din recurs? Test. 10. La 4. Damien, vă fost, Damien. Alo. Da. Da, tu ești pe mutați. Stai în vreo jumătate, nu mă arăt cam așa. Deci la 100 jumătate, 100 jumătate, 12 ce trebuie să pornezi. Unde, Mătășani? Bine, la ieșirea spre Hârlău. La ieșirea spre Hârlău, la ultimul semafor. Te nu penitenciar. Dar nu spune piață. Nu mai fac de aici. Da. Hai că acum a spus cum astea se încontrează, da? Și când plec de sus și vorbim, da? Bine, 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 bine pentru că. Eu le-am zis, s-a dus și nu doar de vorbim. Hai să mergem. Să vedem ceva.
Bună ziua! Cei care se gândiți pentru meeting să se apropie și vă anunț că meetingul nostru este transmis în direct de televiziune MB Pașcan, în toate canalele care există în comune și în municipiu. Vă rog să vă apropiați, să ne adunăm, că vrem să începem după ce se termină slujba. Thank you.
pleacă de la Cătălin, hai sus! S-a făcut ora 11:05. Vă rog să vă grupați aici în față și mai așteptăm un pic să termine slujba de la biserică. Dar vă rugăm să vă apropiați mai mult aici în zona unde este televiziunea. Thank you.
Dă-l jos! Thank you.
Vă rog să vă grupați în partea dinspre vest. Aici, în partea asta, vă rog, în partea asta. Ca... Da. În câteva minute vom începe să vedem dacă este și lumea la biserică, să deranjăm Sfânta Liturghie, Sfânta Slujbă. S-a terminat? Thank you.
Călătorește cu avionul la preț redus. Bilete de avion cu orice companie către orice destinație. Rezervări prin biroul de turism Bașcani, hotel central, lângă recepție. Tâmplăria PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Sărbători fericite și produse de calitate. Asta oferă pășcănenilor grupul de firme Cosarom, cel mai mare producător regional de carne și pre... Autoimport. Unii dintre copiii sunt de să duc mai bine. Noi pentru și pentru elei și pentru copii am ieșit, pentru că și ei aveau permisie și acum nu mai au decât trei drumuri. Da. Vă mulțumim frumos pentru această intervenție. Suntem iarăși din nou în, pe esplanadă, la fața locului a sosit și un echipaj de ambulanță, sunt și echipaje de poliție, gata să asigure ordinea publică. Mulțumim frumos, rămânem cu imagini în direct de aici, de pe, de pe esplanadă de la Mitigul Pensionarilor. Ruga foarte mult să vă grupați în partea asta, așa, să văd televiziunea are cu și ea cadre. Camera este mobilă. Vă rog așa să spunem. Bun venit, prieteni! Mai înainte de toate vreau să precizez că adunarea noastră trebuie să aibă un caracter pașnic și civilizat. În realizarea acestui deziderat vom fi sprijiniți de organele de ordine.
Trebuie să fie convins fiecare că prezența jandarmilor aici lângă noi este firească și legală. Ei au menirea să ne protejeze pentru ca întrunirea noastră să se desfășoare în bune condiții. De aceea vă cer în mod imperativ să nu aveți atitudine ostilă față de apărătorii ordinii. De asemenea, vă cer să respectați și oamenii de ordine desemnați de noi și să dăm dovadă încă o dată că ceferiștii sunt educați, civilizați și disciplinați. Potrivit legilor statului de drept, avem voie să ne mai exprimăm în mod liber opiniile, dar în mod civilizat și demn. În cazul în care apar manifestări necivilizate, huliganice sau ostile scopului nostru, procedați imediat la izolarea rebelilor și sesizați organele de ordine, permițând evacuarea acestora. Nu cred că se vor ridica asemenea cazuri, deoarece galeria ceferistă nu este ostilă, mai ales că este inexistentă. Vă propun deci ca adunarea noastră să debuteze cu aplauze pentru jandarmi și polițiști. Vă rog să-i aplaudați! Poliția cu noi! Sunt informat că există prezența și reprezentanți de la sindicate, de prin primar, de la CFR, de la grupul școlar, deci ei le mulțumesc că sunt alături de noi și insist ca cei care sunt de la balcoane sau mai în spate, pe esplanadă, să ne se alăture, că ne așteptăm la o participare mai mare, cu mult mai mare, dar, așa cum comentam adineori televiziunii locale, pe site-ul unui ziar s-a dus o campanie de denigrare a acestui meeting, de insultare a pensionarilor, nu acuz ziarul, ci acuz un grup de derbedei care își permite ca pe un spațiu virtual să ne insulte și să ne denigreze. Rușinilor! Da, rușinilor! Dovadă fermă că actuala putere, în frunte cu președintele, a reușit să dezbine românii să se bârfească între ei și să se înjure. Mă așteptam totuși o mare participare, dar o altă asociație paralelă nouă cu care am vrut să colaborăm, am trimis o adresă oficială, așa cum se procedează între instituțiile civilizate și mi s-a răspuns tot pe site-ul ziarului că nu participe pentru că este membru al nu știu cărei federații, care federație este membru a Federației Internaționale. Încă n-am auzit vreodată ca o federație internațională să vină să lupte pentru permisele CFR a pășcănenilor. Dar nu numai și mereu mari probleme în țara asta, domnule. Da. Deocamdată întrunirea noastră este pentru acest scop. Sunt Vasilia Vrămiuc, președinte Asociației Pensionarilor Făclia Pașcani. Dragi prieteni, în mod sigur sunteți la curent cu evenimentele din capitală și din alte zeci de orașe ale României. Oameni buni, țara clocotește ca un vulcan de zeci de zile și cei vizați de proteste tac mânc. Astăzi trebuie să vă spun că puterea portocalie, guvernul, președintele și parlamentarii PDL au tăcut. O să mă întrebați de ce mă exprim la timpul trecut. Pentru că, iată, Asociația Pensionarilor Făclia Pașcani este singura organizație neguvernamentală din țară care a primit din partea acestora un mesaj adresat dumneavoastră, participanților la această întrunire pașnică de protest, mesaj pe care vi-l citesc acum. Bună ziua, ciumpalacilor! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, viermilor nenorociți! Bună ziua, inculților! Bună ziua, colan și mărlan ce sunteți! Bună ziua, frustaților și derbedeilor!
Ce căutați în stradă, bă, popor de Leneș? Marș la muncă! Ce cauți, bă, tineret tâmpit? Marș la școală! Bună ziua, păzi, iarici, căozari! Colpotori de zvonuri și umbri, precum cu poporul ăsta răscăiat nu ar trăi bine! Bună ziua, doctor cu ochii bulbucați, dușmane reformii sanitare! Bună ziua profesorului inculț, care munciți doar 2-3 ore pe zi, dar vă îmbogățiți cu banii câștigați frauduros pe meditații. Bună ziua elevilor îndobitociți care termină școala cu diplomele de trâmpiți. Bună ziua masa amorfă de dușmanii țării pe care noi ne străduim să o reformăm spre binele vostru. Dă popor Leneș, am ordonat de atâtea ori să trăiți bine și vouă nu vă intre în cap. Funcționarii, polițiștii și jandarmii nu au niciun pic de recunoștință pentru faptul că le-am promis o majorare salarială de 50% și noi nu le-am tăiat decât 40%. Față de cele precizate vă dăm o veste minunată. Nu mai comasăm alegerile, ci le amânăm până la calendele grecești. Să știți unde să puneți ștampila. Revin cu ordinul să trăiți bine. E clar? Firește, oameni mâine, ce s-au fost un pamflet. Vă place? Sâmbăta viitoare, stimați prieteni, pe 28 ianuarie, se împlinesc 132 de ani de când căile ferate au intrat în patrimoniul României. Regele Carol I, deci neamț de origine, prin convențiune pentru cesiunea CFR, căi ferate făcute toți venimții lui, din 28 ianuarie 1880, a consfințit trecerea în patrimoniul statului român a liniilor exploatate de societatea acționarilor. După acest eveniment istoric, căile ferate românii au intrat într-o nouă etapă de extindere și modernizare, și acest detașament extraordinar al ceferiștilor a crescut simțitor. În curând se vor împlini 105 ani de când feroviarii pășcăneni au fraternizat cu țăranii răsculați în 1807 și au eliberat arestații din vagoanele pecetluite de organele de represiuni. Aceasta a doua armată a României a zdruncinat serios urânduirea socială și oarecum nedreaptă din 1929-1933 luptând în front comun împotriva nedreptăților. Chiar și în timpul dictaturii comuniste, ceferiștii au avut repetate încercări de a se manifesta împotriva regimului. Se știe că prin 1977, chiar în IMR, azi Remar, au existat tentative de grevă și revoltă, dar organele de securitate și miliții le-au anihilat și le-au băgat sub obrocul tăcerii, dar n-au îndrăznit să ia măsuri coercitive împotriva inițiatorilor, pur și simplu din motivul că autorităților vremii era frică de feroviari. De când se știu generații și generații, ceferiștii au beneficiat de permise gratuite pe calea ferată. Nu este un secret că feroviarii constituiau un detașament muncitoresc privilegiat, dar respectat, munca de ceferiști fiind foarte apreciată și bine plătită. Sindicatele feroviare au case de odihnă, stadioane, hoteluri și rar ceferiști care nu mergea la odihnă sau tratament cu bilete foarte, foarte ieftine, dacă nu chiar gratuite. Mulți feroviari mergeau gratuite și în stațiuni din străinătate, chiar în timpul comuniștilor.
Copiii ceferiștilor aveau prioritate la accesul în școli de profil cu școlarizare gratuită, primind tot gratuit îmbrăcăminte, mase, cazare, rechizite și bunuri pentru igiena corporală. Și studenții fii de ceferiști beneficiau de numeroase facilități. Astăzi, ioc! Pentru asta, jos guvernul! Și dispersată, decimată și umilită. Actualul președinte al țării, imediat ce s-a cățărat în funcție de ministru al transporturilor, s-a ocupat de tocarea căii ferate și înstrăinarea flotei comerciale. Din puternica flotă de pescuit a României nu a mai rămas nici măcar vreo șalupă care se poate pescui în apele internaționale și noi consumăm pește congelat adus de la străini. Marinarii români au fost obligați să se îmbarce pe vase sub steag străin și să fie tratați ca niște paria. Mulți dintre ei au căzut în chiarile piraților și au fost abandonați de armatorii străini răpăriți. Pentru asta, jos Băsescu! Și să trântească doi prim-ministri și să-l blameze și să-l schimbe chiar pe șeful său politic. Apoi, în calitatea sa de primar al capitalei și-a judecat spații de locuit pentru el și odraslele sale. Vă mai amintiți cum a fost surprins de cameramanii televiziunilor când pândea din dosul gardului vilei ce și-o dăluise cu o sacoșă doldora, probabil de bani sau documente compromițătoare, dar declarând reporterilor că își duce izmenile la spălat. Pentru asta, jos Băsescu! Societate comercială de material rulant din România, fosta IMMR, nu a scăpat de tocătoarea ministrului reformator, pornit pe dezbinare și distrugere. Dacă la începutul perioadei post-decembrise, în această adevărată citadelă feroviară lucrau aproape 5.000 de salariați, astăzi au rămas sub 1.000. Nu mă mai refer la celelalte vreo 6 fabrici din orașul nostru distruse sau duse în faliment. Pentru asta, jos guvernul! Acestui guvern de a ne diminua cu 75% numărul călătoriilor gratuite de CFR pentru titulari și cu 50% pentru membrii familiilor noastre. Fără nicio consultare cu societatea civilă, în speță cu asociațiile de pensionari, ministrul transporturilor a propus și premierul a aprobat
aceste măsuri abuzive. Guvernul Hrăpăreț, jucat pe sfor de primul păpușar și sforar al țării, a mizat pe faptul că pensionarii feroviari s-au împuținat, sunt dispersați și nu au organizații care să-i apere. De asemenea, mai mizează pe faptul că suntem flămânzi, bătrâni, plini de peteșuguri și nu ne vom permite să ieșim în stradă să protestăm. Pentru asta, jos guvernul! Și suntem aici ca să avertizăm că s-a întins coarda răbdării la refuz. De facilitatea călătoriilor gratuite pe CFR, pensionarii, foști feroviari și membrii familiilor acestora se bucură de zeci și zeci de ani. Nici regimul comunist nu și-a permis să fie atât de abuziv în suprimarea unor drepturi câștigate prin luptă sindicală de-a lungul a peste un secol. Dovadă fermă că PDL este mai rău decât PCR. Pentru aceasta, jos PDL! Dintre români, dar sprijinită de o majoritate parlamentară artificială, construită prin șantaj și racolare de parlamentari, obedienți și corupți, își permite să ne spolieze. Un președinte cu apucături despotice iese din când în când pe sticla zoioasă, ca să-l citez, a televiziunii naționale plătită de noi, aruncând câte un jet de invective asupra câteva categorii socioprofesionale și apoi o zbuchește în catacombele cotrocenii hăhăind sarcastic când a mai ciuruit odată. Ce să înțelegem când un președinte de țară, încălcând în mod grosolan Constituția, afirmă despre instituția altei puteri că este alcătuită de magistrați prăfuiți, că acolo colcă incompetența și corupția, în timp ce odrasla sa agramată și este cocoțată în Parlamentul Europei. Pentru asta, jos Băsescu, jos clica sa ordinară! Mihai Buhăiescu, vicelider al sindicatului de la grupul școlar CFR, de la colegiul CFR Unirea, eu sunt învățat să-i spun grupul școlar Căi Ferate, pentru că liderul acestei grupări sindicale nu-și permite să vină, că e rușine probabil. Vrea de bea subțire, intelectual de rasă, și el nu-și permite să vină cu mulțimea. De aceea îmi trebuie să sugerez celor de la grupul școlar să-l sper la afară. Vă rog să-l luați cuvântul dumneavoastră. Bună ziua, stimați cetățeni! În calitate de vicepreședinte al Sindicatului Unitatea, de pe lângă Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea Pașcani,
Dați-mi voie să spun câteva vorbe. Mi-aduc aminte când ministrul transporturilor era Miron Mitrea, la toate școlile de profil CFR au fost luate permisele. Datorită domnului Vasile Avramiuc, cu toate insistențele, după 2 ani am recuperat acele permise. Acum am înțeles că 75% din călătorii vor fi luate de guvern. În această calitate sunt și eu alături de Asociația Pensionarilor Făclia. Susțin toate activitățile lor, pentru că și ei sunt foști ceferiști, foști profesori la Colegiul Tehnic, foști salariați la Colegiul Tehnic Profil CFR. Dacă mi s-a furat, înseamnă că sunt hoți, da? Hoții, jos guvernul, jos Băsescu! Vă mulțumesc! Moisa, președintele sindicatelor feroviare din Pașcani, a feroviarilor activi. Mă bucur că feroviarii activi sunt alături de noi, de pensionari, de întreaga comunitate pășcăneană și a venit aici să sprijine protestul nostru. Vă rog, domnul Moisa. Bună ziua, dragi pășcăneni, am venit aici să protestez împotriva actualului. Am venit azi să protestez împotriva actualilor guvernanți împreună cu frații noștri părinți, pensionari care au format și au format acest oraș, l-au dezvoltat. Acum văd că sunt cei care sunt cei mai necăjiți, mai amărâți și mai subjugați de actuala guvernare. De asemenea, vreau să fac un apel tuturor celor cărora le s-au tăiat salariile cu 25%, cadre didactice, oameni din sănătate cu legea 95, polițiștilor, jandarmilor, cărora li s-au luat atâția bani și nu sunt aici. De asemenea, acei salariați care stau acum în spatele televizorilor, pensionarilor care stau în spatele blocurilor, să vină în stradă și să meargă să demonstreze împotriva celor care ne subjugă. Clasa politică este toată, de la 89-90 până acum, plecată de la același nivel, care, între ghilimele fiind, au fost peceriști. S-au disimulat, trecând în alte partide, dar interesele economice i-au adulat. De asemenea, propunem noi salariații din cadrul Ministerului Transportului adoptarea punctului 8 de la Timișoara. Membrii de partid, foști comuniști activi, securiști, de toate culorile și toate categoriile, să mai se lase de o parte. De asemenea, vrem alegeri anticipate, la alegerile anticipate să candideze copiii noștri care au terminat universități, facultăți și pot să facă mai multe decât au făcut cei de peste 65 de ani. Nu suntem de acord cu vechii activiști care activează deocamdată în structurile de conducere, poliție, jandarmerie, securitate și inclusiv parlament. De asemenea, punctul 8 la Timișoara să fie aprobat. O altă problemă pe care pe dumneavoastră, tineri pensionari, pensionari mai vârste și mai tineri, abrogarea articolului 19 din legea 283 din 12 noiembrie. Mai concret, adoptarea acestor 3 drumuri permise. Mai devreme, domnul nostru președinte și premierul Poc au spus că dau permise numai pentru dus. De ce? Pentru că dincolo de dus există un singur lucru. Protoieria cu preotul care induce și nu ne mai aduce. De asemenea, rog cadrele didactice încă o dată să iasă în stradă. Dumneavoastră să mergeți nu numai acum, întotdeauna să vă constituiți și să vă spuneți cuvântul fără să vă fie frică. Nimeni nu are ce să vă facă. Mă refer acum și rog tare mult, dacă cineva aude demiterea doamnei Anca Boagiu, că a distrus calea ferată, demiterea lui Băsescu, și să nu credeți dumneavoastră că numai de la Băsescu citirea au plecat distrugerea căii ferate și împărțirea mai multe ramuri de activitate. Acest domn a luat liderii din
cei mai noi i-au dus la un șprit și i-au tras de limbă și au spus așa, lacă-vă aranjezeu, și ne-au aranjat, ne-au distanțat și ne-au împărțit. Muncitorul român, ceferistul român, orașul Pașcan, care în preponderență este un oraș de ceferiști, să moară. Actualii parlamentari, parlamentare trecuți, începând de la Târpescu, Citirii și Rățoi, Citirii, inclusiv terminând cu toți ăștia care avem de pe la PLD de acum, nu au ajutat calea ferată absolut cu nimica. Personal am fost la ei, au desfințat și unitatea etalon a stației a Pașcanelor Remar au făcut-o în chefier. Intră vagoanele în chefier cu sigla CFR Marfă, iese cu chefier. Acționar principal la toate societățile de cale ferată s-a aflat actualii guvernanți. Cum să ne ajute pe noi? Singura reabilitare și redisponibilizare a oamenilor la noi la cale ferată și îmbunătățirea condițiilor de transport este să dăi oamenii afară. Pentru asta cerem demisia clasei politice în totalitate și să apară alte fețe politice la conducerea țării. Tineri cu studii importante, tineri cu licențe în exterior vin aici și nu au acces la funcții de conducere și în orașul nostru datorită bizantinilor și neamurilor pe care au băgat acolo. Au compromis ideea de concesie, au compromis ideea de examen în funcții de conducere de la subunitățile de bază, în orice structură de activitate, grădiniță, școală, stații, subunitate, au fost puși oameni care au mers numai pe hârtii și pe pile. Nu mai rezistăm în asemenea condiții. În orașul nostru, inclusiv la actuala conducere, sunt și grupuri care nu își urmăresc numai interesele lor. Pentru aceasta, stricați încă o dată jos clasa politică și adoptarea punctului 8 de la Timișoara. Dragi pensionari, sunt și eu viitor pensionari peste 100 de zile. Nu convine ca pentru alții să muncim noi. Nu câștigăm noi că fură de Ministerul Transportelor. Jos legea și suntem împotriva legii 95 pe care au abrogat-o acest conducător datorită fricii pe care o au ei împotriva mulțimii. Cei ce protestează aici sunteți puțini, sunteți oameni neagră la politic și văd că vă adresați numai PLD-ului. Sunt principalii vinovați și hărbăreții de altă dată și foarte, foarte insistenți, dar i-au întrecut pe benedici, presediști, care precediști, care mai vreți dumneavoastră aici. Toți sunt la fel și interesele economice converg unul cu alta. Se ceartă în consiliile locale. Pentru noi în Pașcan nimeni n-au făcut nimica, niciun loc de muncă. Întreb pe domnul parlamentar Răzescu, unde este fabrica de zahăr, o fabrică etalon, al căror oameni au băgat în această fabrică multă, multă investiție, multă tehnologie și erau pe lângă faptul că ei făceau zahăr pentru întreaga Europa, activitățile conexe erau la gura omorului și găseau locuri de muncă, niciun loc de muncă. Protestați și încă o dată vă chem la mitinși la desupunere civică. Ieșiți la vot când vor avea voturi. Nu vă lăsați influențați de o pungă și uleiul. Uleiul, punga și asta vă vor duce din nou unde ați venit. Cu trei drumuri numai dus. Copiii noștri ce vor face? Toți au plecat. Pașcanul este mort, niciun loc de muncă. Se le spună guvernanțe. Vedeți vreo unul care este angrena politic lângă noi? Vedeți un domn Rățoi venit aici? Îl vedeți pe Constantinescu și toți peletiștii care aveți dumneavoastră în conducere și USL-ul? Nu vedeți niciunul. Pe noi știți cum ne tratează? Ați văzut? Fier, nu? Dar ce fel de verzi suntem? Verzi activi. Stăm în spatele blocului și nu protestăm. Să văd un cadru didactic în afară de liderul de sindicat. Li s-au tăiat 9 milioane. Ce face un copil? Ce face copilul dumneavoastră?
Așa vor ei, să fim proști, inculți și să ne ducă. Herodot spunea așa, un câr de gâște se poate duce după ce o înflămânzești cu o mână de grăunță. Așa vă face dumneavoastră și nouă atunci când au loc alegerile. Eu vă doresc sănătate și la mulți ani. Să fiți sănătoși și protestați. Mergeți la primărie și jos guvernul alegerea cu spate. Se spune oameni la vârf politic, nu se bagă în treburile noastre, chiar am văzut și de asemenea membri din câte am înțeles și de astăzi noapte, membri Parlamentului sunt chemați la București astăzi la o sesiune pentru problema de a-și pune deplin demisia în bloc. Mă referam mai sus la structura bizară, dacă nu ilegală, a majorității parlamentare actuale. De ce oare cei 18 parlamentari a etniilor sunt în corpuri de parte acestei puteri legitime? O zi ducând-o ca în paradis rușii, lipoveni, turci și tătari, armeni și romi, sârbi și italieni, ucrainieni și alte etnii de reprezentanților intrați pe daibor în Parlament votează cu ochii închiși legi ostile poporului român? Păi cum să nu voteze ei dacă o duc nesperat de bine și nu au nevoie să se zbată prin campanii electorale ca să-și câștige un loc cald în legislativul țării care i-a înfiat? Cum se explică faptul că o cohortă de intelectuali rafinați, mulți dintre ei profesori universitari cu înalte titluri academice, au ridicat mâna și au votat ca niște primari de țară, ca în fruntea Camerei Deputaților, să coboare de pe scenă o celibatară de 33 de ani, fără carte de muncă și fără să fie condus în viața ei măcar o echipă de doiriși de fresc castraveți? De ce oare a fost posibil să se formeze în Parlament un grup de transfugi suspecți de la partidele de opoziție pentru a deveni propteaua obedientă, dar nelegitimă a PTLP? A, poate nu știți ce înseamnă PTLP? PTLP înseamnă Partidul Democrat Bolșevic Liberal. Cum vă explicați, oameni buni, că un președinte de Consiliul Județean, după ce a păcălit 10.000 de ieșeni să-l voteze pe listei unui partid de stânga, fără pic de rușine, după câteva luni s-a declarat fan Băsescu? Ce vreți, intelectual la intelectual, dragi? Un pic, a să vă spun o chestiune cu acest navetist politic simirat. Din ziare am aflat și am rămas stupefiat că bădița simirat are gărgăul la cap. Cât a fost plecat prin Cuba, a făcut la creier buba și acum excelența sa nu mai poate judica. I-o fi pus Castro ceva în lături sau în cafea, că de când s-o reîntors, judecă numai pe dos.
jos! Pentru asta, jos Simirat! Să-ți fie rușine, Constantin Simirat! Ai păcălit mii de eșeni! Rușine! Dacă nu erau pășcălinii, nu era nici președinte, nici măcar consilier județean! Du-te și fă-i pantofii marinarului! Să nu-i suspende carnetul de tractorist care l-a luat frauduros la legendarele examene de la Pitești. Probabil comandantul cu 4 stele de general i-a spus: bău, fratule, dacă nu treci la noi, nu suspendăm carnetul, te suspendăm pe tine undeva de o frânghie. Fără această grupare parlamentară suspectă, acest guvern nu ar fi rezistat și astăzi țara nu ar fi fost un vulcan activ. Aud că și în urga noastră, o ceată de rătăciți conduși de un vașnic activist al Partidului Comunist Român, încearcă să spurci ieșichierul politic local și să păcărească oamenii să se înscrie în acest partid al trădătorilor. Pentru aceasta, jos UNEPR! Jos această ceată de trădători! Și domnul Moisa a făcut adineauri. Știam că va veni probabil și liderul de sindicat de la depo, dacă este aici, îl rog să-și spună opinia, și liderul de sindicat de la gară, domnul Ipovanu, spunea că vine, dacă sunt aici, îi rog să fie alături de noi și să-și spună opinia. Vina principală pentru dezastrul țării revine însă... Vina principală pentru dezastrul țării revine însă Partidului Democrat Liberal și UDMR. De aceea, acest buboi urât mirositor, Partidul Democrat Liberal, doldora de puroiul corupției, aroganței și incompetenței, trebuie operat de urgență. Să ne alăturăm deci și noi, doctorilor cu ochii vulbucați, ca să-l citesc pe un mare erudit contemporan, care vor opera scârnăvia și să strigăm jos PDL! Și
dificil este și această pedepsă listă. Persiflații poate se vor trezi din casa lor ignoranță. În concluzie, să se ducă pe puștii toți hoții portocalii. Mă deducem cu bunii să redactăm scrisoarea către prefectul județului.
încă o dată pășcănenilor, celor din suburbii, din Lunca, din Gâștești, din Boșteni, auziți, de la Moțca, de la Cristești, am înțeles că au venit din comunile învecinate. Și, oameni buni, vă propun ca, în eventualitatea, când guvernul rămâne surd, ca de obicei, la doleanțele noastre, în scurt timp să convocăm o adunare mai amplă și să ne adresăm din nou acestui guvern a căror poftele și toatele scârție se aude trosnind de la distanță. Acest drept al feroviarilor nu a fost suprimat. Cerem deci cu insistență revenirea asupra acestei hotărâri și să nu ni se mai ciuntească din drepturile noastre legitime. Semnează cele câteva sute de pensionari, mă scuzați, CFR și alți pășcăneni care au rude, prieteni, părinți sau copii de feroviari. Eu vă mulțumesc pentru participare și vă rog să vă manifestați în continuare indignarea față de această conducere nedreaptă. Respectiv, la Palatul Victoria și la Cotroceni se fac că nu aud. Probabil trebuie duși la oreliști undeva, dar vor spune că și oreliștii au ochii bulbucați. Ca să încheie într-o notă tot umoristică. Domnul președinte se adresa unui doctor, unui distins doctor de la Galați,
spunând că are ochii bulbucați și nu sprijină reforma sanitară. Oameni buni, dar dacă un cetățean care are ochii cum îi are cineva spune despre altul că are ochii bulbucați, imaginați-vă că dacă domnia sa ar fi un Don Juan, un fost frumos sau un general ferit, ar spune și noi am fi ca el, ar spune că el conduce un pompor, un popor de țări. Cum am găsit să jignească el pe un om și noi ne permite să-i aducem aminte că nu este ca el. Sunt din, să nu ne aruncați pe stradă, să dăm dovadă și în final că suntem oameni civilizați, că suntem oameni educați, ne depozităm undeva aici și le vom duce la gunoi. Dar la gunoi ar trebui să ducă, poate la gunoi istoriei se va duce acest guvern și acest președinte. Dar le vom păstra, oameni buni, că aș dori să nu mai avem prilejul să facem întruniri de genul acesta, ci să ne bucurăm de o viață mai bună, mai tihnită și mai omenească. Rămânem aici pentru că este duminică și la prefectură nu este nimeni. În acest moment vă spun o duminică și o după-amiază plăcută. Vă mulțumim, oameni buni, și mulțumim și jandarmerii, poliții că au fost lângă noi și cred că vor raporta acolo unde trebuie că ne-am comportat civilizat așa cum se vine ceferiștilor.